O amplă operațiune tehnică având ca scop asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică în urma unei avarii majore produse la rețeaua de distribuție de înaltă tensiune din județul Vaslui a fost finalizată cu succes. O furtună violentă cu vânt de la fale de peste 100 de km pe oră produsă în noaptea de 25 spre 26 iulie a pus la pământ 13 stâlpi și a variat două porțiuni ale liniei de înaltă tensiune, 110 kW munteni huș, echipată cu două circuite, deosebit de importantă pentru tranzitul energiei în regiune. Măsura imediată după momentul zero a fost de reconfigurarea rețelei și preluarea consumului din alte linii și stații de transformare. Doar câteva ore au fost realizate toate operațiunile necesare pentru asigurarea continuității în alimentare pentru clienții din zona afectată și stabilizarea funcționării sistemului de distribuție. La soluție tehnică s-a decis ocolirea celor două porțiuni avariate cu linii provizorii realizate cu așa numiții stâlpi de intervenție. Acest stâlp îndeplinesc funcțiuni ca și cei clasici și au mare avantaj că sunt disponibili rapid și pot fi transportați și montați în timp scurt. Lucrările au început la 3 zile după producerea avariilor, iar în mai puțin de două săptămâni, au fost finalizate.